spun sfinții și înțelepții părinți că diavolul este foarte rapid, neadormit și neșovăielnic, neschimbabil în viclenie și răutate. Se schimbă și se transformă imediat în diferite figuri și forme, dacă aceasta ajută scopului său viclean. Se deplasează totdeauna foarte rapid, în orice loc, și se folosește de orice mijloc cu scopul principal de a împiedica voia dumnezeiască. De-a lungul timpului au circulat tot felul de relatări cu apariții demonice. Demonii și-au făcut apariția în fața oamenilor obișnuiți, vrând să-i facă să se îndepărteze de la cuvântul lui Dumnezeu. Dar Satana s-a arătat și unor fețe bisericești, preoți sau simpli călugări, aici dorința de înșelare fiind parcă mai mare. În cazurile pe care vi le vom prezenta, osteneala diavolului se pare că a fost maximă, întrucât aparițiile au avut loc pe muntele sfânt Athos. În scrierile patristice avem foarte multe exemple de sfinți care au căzut în înșelare și s-au îndreptat. Spre exemplu, Sfântul Nifon, episcop de Cipru, era un simplu monah când se lupta cu demonii și a fost aproape în stare de nebunie vreme de 4 ani, după care s-a vindecat. Sfântul Nicodima Ghioritul a fost ispitit și el deseori, în felurite feluri, de duhurile rele. A fost ispitit fie direct de ele, fie prin oameni. Când a ajuns prima dată în Sfântul Munte Athos, binecuvântatul Nicodim era atât de fricos, încât lăsa ușa chiliei deschisă înainte de a merge la culcare, căci se simțea liniștit știind pe alții în jur. Sau cel puțin așa gândea el. Dar când a mers în pustiu, a devenit atât de curajos, încât de fiecare dată când scria noaptea, iar diavolii erau afară la geamul chiliei lui, el continua să scrie fără frică. Câteodată chiar râdea de vicleșugurile lor. El scrie că într-o noapte, diavolii au făcut un zgomot atât de puternic, încât pentru o clipă a crezut că peretele chiliei se va dărâma. Dar dimineața, el a văzut că toate erau la locul lor. Același lucru i s-a întâmplat și când era la alt schit. Atunci a încercat din răsputeri să audă ce spuneau diavolii, dar nu a putut să audă niciun lucru. Numai odată i-a înțeles spunând, el cel care scrie. Altădată, ei ciocăneau în ușa chiliei lui. De fiecare dată ciocăneau de 2 ori. Odată, în timp ce traducea psalmul 33, la versetul unde se spune străjui va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de el și îi va izbăvi pe ei, diavolii au făcut un asemenea zgomot, ca și când o întreagă armată mărșăluia spre chilia lui cu mare forță. Și într-adevăr, în acest timp, lângă chilie, s-a prăbușit un zid de stâncă. Spun sfinții părinți de la muntele Athos că în anul 1925 a venit la mănăstirea Dionisiu, care este așezată pe o stâncă înaltă de 80 de metri, deasupra coastei de sud-vest a peninsulei Atonite, un tânăr posedat de diavoli. După vecernie, în camera lui a început să cânte în gura mare și să danseze în mod nebunesc, tropăind cu picioarele pe podea până când a leșinat. Părinții au fost nevoiți să-i lege mâinile și picioarele pentru a-l forța să se odihnească, dar el s-a eliberat de parcă ar fi fost legat cu o oață. Într-o zi, un călugăr înțelept l-a legat cu metaniile și diavolul din acel om striga: Călugăre, leagă-mă și îți voi arăta unde se vor duce aceste metanii. Și într-adevăr, 2 ore mai târziu, omul posedat s-a dezlegat și metaniile au fost găsite în grădină. Într-o altă zi, după ce omul a dansat până la oboseală, părintele Visarion a alergat cu o cană plină cu apă ca să-i dea de băut. În această apă, părintele adăugase și puțină aghiazmă. Vino, Ianakis, fiul meu,
i-a spus părintele lui. Vino și bea puțină apă rece. Pentru că nu mai putea respira și era foarte însetat, posedatul a început să bea. Însă după câteva clipe, a simțit că îi arde gâtul și a spus: „Călugăre, m-ai ars!” Și țipa și scuipa apa din gura lui. Toți se minunau de lucrarea divină pe care o are aghiazma. După aceea, i s-a dat apă obișnuită, pe care a băut-o cu mare poftă. I-au citit rugăciuni de exorcizare timp de o lună și după ce a fost eliberat de duhul rău, a plecat liniștit și sănătos de la mănăstire. Un frate începător din Schitul Ivirit, Sfântul Ioan Botezătorul, de la chilia lui Ioasaf, deși primea sfânta împărtășanie des, el vedea demoni. Îi apărea o pisică sălbatică în fața ferestrei chiliei, gata să-l atace. El și-a dat seama că aceste apariții erau demonice. Părinții l-au întrebat dacă nu cumva uitase să-și spovedească vreun păcat. Atunci, el a recunoscut că a ezitat să spună că atunci când trăia în satul lui, omorâse pe cineva neintenționat. N-a spus despre aceasta de frică să nu fie acuzat de crimă și să fie judecat. Imediat ce s-a spovedit, aparițiile diavolești au încetat să mai apară și el și-a plătit fapta și în fața lumii. Un evlavios ascet locuia în schitul Cafsoca Livia. Odată, el a auzit o bătaie în ușă. Era cineva îmbrăcat ca un călugăr și cu un rucsac în spate, plin cu pâine uscată, de care mâncau toți asceții. „Cine ești?” l-a întrebat evlaviosul părinte. „Sunt un duhovnic de la Sfânta Ana.” „Dacă ești monah și mai ales părinte duhovnicesc, fă o închinăciune.” Imediat ce străinul a auzit aceste cuvinte, a dispărut și a lăsat în urma lui un miros urât, care a ținut 3 zile. Și aceasta pentru că diavolul nu face închinăciuni, nici nu îi se închină lui Dumnezeu. Ascetul Nicodim de la Cafsoca Livia s-a nevoit mult. Se hrănea numai cu pâine și niciodată nu a mâncat legume. Diavolul, care e plin de invidie și dușmanul tuturor oamenilor buni, i-a întins multe curse. I se arăta cu iluzii și apariții luminoase, dar Nicodim întotdeauna ieșea învingător în luptă, pentru că avea un părinte duhovnicesc experimentat care să-l călăuzească. Odată a fost blocat în zăpadă, în chilia sa, mai mult timp, încât a folosit toată pâinea uscată și nu mai avea ce să mănânce. Atunci i s-a arătat diavolul ca Sfânta Treime într-o lumină strălucitoare și i-a spus: „Eu sunt Sfânta Treime, închină-te în fața mea și te voi umple de har și vei avea mâncare din destul.” În același timp, mese pline cu multe mâncăruri îmbietoare au apărut înaintea călugărului, răspândind arome ce li spiteau. Atletul lui Hristos Nicodim a îngenunchiat și l-a rugat pe Dumnezeu să-l izbăvească de această ispită. Și într-adevăr, Dumnezeu l-a izbăvit. La 2 săptămâni după ce Sfântul Petru al Atosului s-a așezat în peștera sa, Satana a pornit ispite mari, alarmând și mobilizând toți demonii ca să-l atace pe acest pionier eroic al ascezei. Dar Sfântul Petru a devenit victorios asupra atacurilor. În timpul nopții, tatăl minciunii și al invidiei și-a adunat toți soldații. Unii au atacat peștera, aruncând cu sulițe și săgeți, în timp ce alții au spart stânci uriașe de sus și le aruncau în jos și țipau: „Ieși din casa noastră, altfel te vom omorâ.” Fiind întărit prin rugăciune, Sfântul a rămas nevătămat de amenințările și atacurile lor.
ieșind din peșteră pentru un scurt timp, a văzut o mulțime de demoni. Ridicându-și ochii spre cer, a strigat din adâncul inimii sale: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, ajută-mă pe mine, slujitorul tău! Auzind numele Maicii Domnului, acei demoni au dispărut cu frică. După 50 de zile, ei s-au întors sub forma fiarelor și șerpilor, în același fel în care l-au atacat pe marele dascăl al pustiei, Sfântul Antonie. Și din nou Sfântul s-a apărat împotriva lor, făcându-și semnul Sfintei Cruci și chemând numele Sfânt al Mântuitorului. După acestea, vicleanul dușman a încercat să-l păcălească pe Sfânt în acest mod. A luat chipul unei rude mai tinere și a apărut în fața Sfântului Petru, comportându-se vesel și emoționat de întâlnire, după un așa de lung timp. I-a spus Sfântului despre tristețea și grija rudelor pentru naufragiul lui, care au fost descoperite lor de Sfântul Nicolae. Acesta i-a spus așa: Vino, hai să mergem împreună la prietenii și rudele tale care te așteaptă. Vei găsi altă mănăstire, pentru că sunt multe. Spune-mi, cum poți să-L slujești pe Dumnezeu mai bine? Când te desparți de lume sau când stai în lume pentru folosul sufletelor? De ce să stai aici, în acești munți pustii, în loc să fii cu oamenii care te așteaptă să-i înveți? Sfântul a auzit aceste cuvinte și s-a tulburat. Acesta era un semn că tânărul care îi vorbea nu era de la Dumnezeu. Și-a plecat capul și cu lacrimi în ochi a răspuns cu curaj: Știi bine că nimeni nu m-a adus în acest loc, nici om, nici înger, ci Dumnezeu și Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Dacă nu e voia lor, eu nu pot să plec din acest loc. La auzul numelui Maicii Domnului, rudenia sa, în realitate un demon viclean, a dispărut. Tot Sfinții Părinți povestesc despre un ieromonah pe nume Acachie, care avea doi călugări în ascultarea sa, Averchie și Prohor, în chilia Sfântului Ioan Teologul din Sfântul Munte. Odată, ei au urcat pe vârful Atosului și au stat peste noapte la catisma Maicii Domnului, locul unde Maica Domnului i s-a arătat Sfântului Maxim Cafsocalivitul. Deși i s-a spus să nu meargă, părintele Averchie s-a urcat să doarmă într-o chilie singuratică, încuind ușa după el. Noaptea l-au atacat demonii. Unul dintre ei a apărut și a început să-l lovească cu cruzime. Părintele Averchie a început să țipe. Starețul său, auzindu-l, a fugit la chilie, a luat crucea și se ruga, dar demonul nu l-a lăsat. Părintele Averchie nu era în stare să se scoale și să deschidă ușa. Atunci părintele Acachie a mers la geam și a spus duhului rău: Cine ți-a dat dreptul să-l lovești pe ucenicul meu? Aceste cuvinte l-au făcut pe demon să dispară și Averchie a fost eliberat și s-a liniștit. Din această întâmplare ne sunt relevate două principii duhovnicești: importanța unui stareț și pericolul ce poate să apară când voia proprie și neascultarea ucenicului triumfă. În literatura patristică, ni se relatează cu bogăție de amănunte formele diferite de manifestare a omului căzut de la ascultarea de Creator. Sfinții părinți au transpus ei înșiși mai întâi în viață sfaturile lor și așa au vorbit și au scris despre acest război nevăzut cu diavolul, ca unii care au trecut prin el, câștigându-l. S-au îmbogățit în virtute, s-au luminat și au atins desăvârșirea și așa ne învață și pe noi cum să ne curățim, iluminăm și desăvârșim. Dacă diavolul a încercat să se războiască chiar și cu Mântuitorul Hristos, firește fără să reușească să-și atingă scopul propus, cu atât mai mult noi, simpli muritori de rând, fie și foarte buni nevoitori,
Suntem o țintă permanentă pentru vrăjmași.